Săptămâna aceasta intră în istorie referenții și secretarele. Mai precis, referent, secretară, secretar din birourile parlamentarilor Coaliției de Guvernare. Intră în istorie pentru că devin subprefecți, prefecți, șef pe la apele române sau prin alte structuri descentralizate și bănoase ale guvernului. Marea împărțeală a funcțiilor a ajuns și la ei. În sfârșit, după ani de carageanta, de aranjat întâlniri, de șters scame de perever, de rezervat mese la restaurant și câte și mai câte sunt nevoile unui parlamentar, a venit și vremea lor. Ceea ce am văzut deja, o secretară ajunsă sub prefect la Old, o barmaniță și un referent la un birou senatorial, ajuns șef la apele române, nu este decât vârful icebergului. Bineînțeles că în CV-urile lor figurează studii la diverse facultăți private. Prin cursuri la distanță, de obicei, pe care le-au făcut târziu și în paralel cu munca de la birou. Nu e o boală care i-a atins doar pe liberali. Vom vedea, sunt sigur, că, precum COVID-19, lovește indiferent de partid. Condiția e numai să fi făcut parte din categoria largă a celor de la putere, să fi fost omul potrivit la locul potrivit, să fi slujit un șef care a ajuns și mai șef și să-l fi servit prompt, bine, frumos, cu tot ce a dorit inima. Acum vine răsplata, pentru care au trudit tăcuți ani de zile. Norocul le-a deschis ușa. Mica armata angajaților de pe la birourile parlamentare face în această săptămână un pas mic în istorie și mare pentru ei. Poate că nu ultimul. Viitorul e al lor, din păcate și al nostru.